Festivitatea a avut loc în sala de ședințe din cadrul primăriei Medgidia. Conform procedurilor s-a ales comisia de validare a mandatelor de consilieri, după care aleșii au depus jurământul. Câștigător al alegerilor locale din 5 iunie 2016, Valentin Vrabi a fost învestit în funcția de primar și a depus jurământul de credință. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Medgidia. Așa să-mi ajute Dumnezeu. După acest moment s-a trecut la alegerea viceprimarului. Valentin Vrabie l-a propus pe Özgün Arslan, consilier din partea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar spiritele s-au încins rapid. Dacă mi se permite, pentru că am acest drept de a face propunere pentru... Nu aveți acest drept legal. Dar este în funcție. Primarul are dreptul de inițiere a proiectelor de hotărâri și a inițiativelor legislative locale. Știți foarte bine că Medgidia are o relație privilegiată cu Turcia. Săptămâna viitoare o să merg la Asociația Oamenilor de Afaceri Turci, care vor repara spitalul Medgidia, vor investi bani personali. Săptămâna viitoare, miercuri, vine un investitor extrem de important ce va realiza o fabrică de peste 60 de milioane de euro și ar crea în felul acesta aproximativ 1000 de locuri de muncă. Aș avea propunerea pe care mi-aș dori să o îmbrățișați și să o acceptați într-un procent cât mai mare, dacă s-ar putea în unanimitate, să am alături de mine la acele discuții un viceprimar în persoana domnului Arslan Özgün, pe care îl propun pentru această funcție. Vă mulțumesc! După discuții contradictorii s-au făcut două propuneri, Niculae Păun de la ALDE și Özgün Arslan de la UDT-TMR. În urma votului însă, sala a rămas înmărmurită. 12 dintre consilieri și-au anulat voturile, 6 au votat cu Niculae Păun și doar unul cu reprezentantul UDT-TMR. La 19 buletine vot, din care 12 voturi nule. Voturi valabile exprimate 7, din care 6 voturi pentru Păun Niculae, un vot pentru Arslan Özgün. Prin urmare, în urma voturilor astfel exprimate, s-a constatat că niciunul dintre candidații nu a întrunit numărul de voturi valabile pentru a fi ales în calitate de viceprimar. Pentru alegerea viceprimarului era nevoie însă de 10 voturi. Cum Niculae Păun a obținut doar 6, iar Özgün Arslan 1-ul, rămâne ca alegerea viceprimarului să se facă la o ședință ulterioară. Eu voi sprijini primarul atâta timp cât vine cu proiecte bune pentru cetățeni, în momentul în care vin cu proiecte pentru clica de partid sau pentru anumite persoane, voi fi un opozant feroce împotriva lui și voi aduce atât la cunoștința cetățenilor și telespectatorilor dumneavoastră. Sperăm să se găsească o soluție bună pentru Medgidia și eu îmi doresc din toată inima ca soluția să fie bună pentru oraș și pentru oameni. Iar oamenii să aibă din partea noastră acele așteptări pe care le-au dat în timpul votului lor. Am văzut, din păcate, în atitudinea unor politicieni, așa zis politicieni, pentru că oamenii de rând, cei care reprezintă într-adevăr electoratul acestei țări, au altă așteptare de la cei pe care i-au ales să-i reprezintă, deci de la, așa zis, și politicieni. Am observat că pentru unii dintre ei toleranța asta, înțelegerea între nații din Dobrogea este doar așa, în vârful buzelor și de spus în campanie sau într-un loc unde dă bine. De fapt, în mintea lor, în sufletul lor, sunt niște falii destul de adânci pe care atunci când îi împiedică, când aud un nume de această rezonanță, cum ar fi Arslan Özgün, să voteze și găsesc alte scuze. Procedura este legal îndeplinită, atât validarea primarului, cât și constituirea Consiliului Local al municipiului Medgidia a avut loc, așa că la momentul acesta funcționăm în deplină legalitate. Deci putem spune că localitatea, municipiul Medgidia, la momentul acesta are un primar și are un consiliu local. Primarul, viceprimarul se poate alege și ulterior într-o ședință extraordinară sau ordinară. Proiectul domnului primar actual este un proiect care va face ca această localitate să revină la
strălucirea care a avut-o acum 30 de ani. Din ceea ce am văzut în platforma dânsului, cred, și având în vedere seriozitatea și de unde vine acesta și ceea ce a îndeplinit în acea localitate, sunt convins că același lucru va face și în localitatea Megidia. Valentin Vrabii a vorbit despre momentele la care a luat parte și de asemenea a dezvăluit câteva dintre proiectele prioritare. Cred că la Megidia s-au rezolvat lucrurile doar pe jumătate. Alegerea primarului, problema cu Consiliul Local nu este rezolvată, sunt aceleași metehne, se pare că sunt aceleași indivizi care nu au făcut decât să-și urmărească propriile interese sau ordinele de partid, dar eu nu o să accept jocurile acestea murdare, iar în instituția aceasta, primăria municipiului Megidia, nu o să mai permit niciodată să se discute politică, se va discuta la subiect, argumentat și doar atât. Dacă au cazuri sau au chef de politică, să meargă pe stradă să vorbească cu cetățenii să le spună. Este pentru prima dată în istoria municipiului Medgidia când orașul nu are viceprimar după ședința de constituire a Consiliului Local. Rămâne ca la o nouă întâlnire aleși să aleagă viceprimarul, dar să stabilească și membrii comisiilor de specialitate.